Bună seara, dragilor! Și bine ne revedem la întrebări și provocări. De 7 ani, în Baia Mare, are loc o frumoasă și interesantă manifestare muzicală. Vorbim despre Festivalul Internațional Coral Liviu Borlan, organizat de Asociația Prietenii Armoniei și Corala Armonia. Vorbim despre muzică. Dacă e septembrie, e Festivalul Liviu Borlan. Despre muzică care ne unește sufletele, despre muzică e foarte bine că nu este în muzee, ci călătorește, este alături de noi, ne destinde, este în toate momentele vieții noastre, așa încât muzica va fi aliatul nostru în aceste zile în Baia Mare. Vom vorbi despre muzică, despre Festivalul Borlan, despre muzica lui Liviu Borlan, cu 3 invitații speciali ai mei. Dați-mi voie să le spun bună seara lui Rolandas Daughela. Bună seara, Rolandas! Rolandas vine din Lituania, este profesor la Universitatea din Kaunas. Să-i spun bună seara lui Andreea Angelini. Bună seara, Andreea! Domnul Angelini este de câțiva ani directorul artistic al Festivalului Liviu Borlan. Este în același timp și observator din partea Federației Internaționale de Muzică Corală. Și să-i spun bună seara lui Alexandru Nicolici. Bună seara, Sasha! Să rămână, Viorica, să rămână atât spectatorilor tăi. Alexandru Nicolici este director executiv al Asociației Prietenii Armoniei și unul dintre oamenii de bază cu care se duce, uite, în vreme de 7 ani, Festivalul Liviu Borlan. Dragilor, dacă e septembrie, e Festivalul Liviu Borlan. Bine ați revenit la Baia Mare! Mulțumim! Welcome again in Baia Mare, because in September it's again Liviu Borlan Choral Festival. Welcome! Thank you, thank you! Cum regăsiți Baia Mare? Cu ce gânduri veniți la Baia Mare în 2017, în al 7-lea an de festival? How you come back in Baia Mare in the, at the 7th edition of our festival? Yes, it's already 7th, so it's a long, it's a big success for the festival. Sunt deja 7 ediții, un mare succes al festivalului. Yes, yes, it's a very good thing, because when a festival is establishing in a long time, it's a meaning that organizer are successful, are good in doing, and the choirs are responding very well. It's meaning that it's a good combination of organization and music art. Când un festival are o viață atât de lungă și are deja 7 ediții, arată că este într-adevăr un lucru bine făcut și este o foarte bună îmbinare între organizatori, partea organizatorică și partea muzicală a corurilor. Sunteți pentru prima dată în Baia Mare, în Maramureș? For the first time in Baia Mare, in Maramureș? Yes, I first time in Romania. Și în România? Și în România, prima dată. Cum regăsi, cum vedeți spațiul acesta în care, uite, venim să vorbim și să facem muzică? How you can see, what is your impression about this environmental status to make music? I think that it's a nice country from choir music, but in Serbia, o frumoasă țară pentru muzica corală. But I don't know about your history choir music, but I know from maestro Andrea Angelini about your festival, about your choirs who comes from all countries. Nu știu foarte multe despre muzica corală din România, dar știu de la maestro Angelini foarte multe despre festival, despre corurile din deosebite care au venit din de peste hotare. And you know that to come for your festival is many choirs from around countries. Și faptul că au venit foarte multe coruri din toate țările învecinate. It's very nice for choir music and friendship choirs and good guy, high level. Este într-adevăr un lucru minunat pentru muzica corală, pentru prietenie, acest înalt nivel al muzicii corale.
Nu știe multe despre muzica corală din România, dar ne va spune probabil câte ceva despre muzica din Lituania. Este o zonă frumoasă cu tradiție muzicală. You don't know too much about Romanian choral music, but probably and sure you know more about your choral music, your wonderful country, because we know, because we have the computers and we can see from home. And Viorica asks you to tell us about the choral music in your country. Lithuania is a big, it's not big, but it is one year when we made big festivals, choir festivals in Lithuania, with friendship in Latvia and Estonia. In these festivals sing 12,000 to 16,000 singers. Just a moment, we have a lot of people looking to us from Baia Mare. I need to translate in Romanian. Noi avem un festival destul de mare, adică nu e chiar așa de mare. Avem doar 100 de ani în care împreună cu letonii și estonienii facem un festival în care vin de obicei 12-14 mii de oameni. In 1924, yes, to start the first festival, and people more and more sing in choir. Festivalul a început în 1924 și pe măsură ce timpul a trecut, au venit din ce în ce mai multe coruri. Now we have a good association, choir music and musician and choir singers. And friendship together every year in the summer, and 2 weeks ago was a summer academy when we friendship, but not only Lithuanian choirs, conductor and singers, but and to comes for us and in Lithuania to Europa Cantat and maybe is another organization people to come to this summer academy. Da. Nu mai mult decât acum două săptămâni au avut un mare festival coral la nivel academic, la care au venit nu numai participanți din Lituania, ci și din zonele înconjurătoare. La mare nivel academic s-a prezentat tot. Yes, we sing national songs, folk songs in repertoire of our choirs is peace, but we very love new composers, old composers. When I know you leave New Borland, we love in Kaunas, my city, second city in Lithuania. In Kaunas is Juozas Naujalis. I made a festival too, Juozas Naujalis composer. Deci au avut extraordinare prezentări de muzică, de prelucrări folclorice, dar și compozitori moderni și compozitori mai clasici. Și cum avem noi aici Liviu Borlan, au și un compozitor reprezentativ și într-adevăr se mândresc să facă festivalul cu aceste nume. I'm very happy to stay in Romania, where I know is a good tradition choral music, sing choral music. Sunt foarte bucuros să fiu în România, unde într-adevăr există o foarte bună tradiție a muzicii corale. Andrei Angelini călătorește foarte mult în calitatea sa de reprezentant al Federației Internaționale de Muzică Corală, participă la foarte multe festivaluri. Ce au ele în comună? Around the world, in your quality, in the World Choral Association. And ce au în comun aceste competiții? They have in common all the choral competition. You mean competition or choral culture in general? You mean choral competition? Competițiile, ținând seama că diversitatea este enormă și diversitatea... The competition, because the diversity in the culture is huge. Yes. Choral competition is something that are very attractive in, especially in some countries, what I realized in my life, traveling so a lot. And there are some countries that are very passionate for competition.
Sunt unele țări foarte pasionate de muzica corală și sunt unele țări care sunt pasionate chiar de competițiile corale. Especially that country like China or Russia, they like to compete and they like to take part, but to also to win. They are very proud that they can come back home with a prize, with a diploma. Sunt țări care iubesc competiția, cum sunt China și Rusia, care au plăcerea de a concura și de a se bate pentru un premiu, să vină acasă cu un premiu sau cu o diplomă. Oppositely, there are some countries that they don't like to compete. If you, for instance, the Americans, United States choir, they like very, very, very few to compete. They prefer to make performance. Sunt în comparație cu această tradiție, sunt alte țări, de exemplu, în primul rând americanii, care nu doresc și nu le place să intre în concursuri. Ei doresc să dea spectacole. Și să facă performanță. Yes, so I think that in my opinion is a competition need to find a middle way. It's an opportunity for choir to meet, to make knowledge of different cultures, mm-hmm. and of course it's also the part of a competition for to be proud to win or to take part. But I think that we have to think that a competition is a good occasion for making culture. Sunt competiții în care, într-adevăr, sau întâlniri în care se îmbină ambele părți, atât competiția cât și spectacolul. Dar el zice, pentru a face cultură, într-adevăr, este bună competiția. Ce îi trebuie unui festival, și aici putem să ne gândim și la festivalul Liviu Borlan, ca să aibă succes? What do you think a festival need to be successful? And in this case, we think about some suggestion also for our festival. Yes, there are many aspects because a festival is successful and to be for choir that kind of self. Why a choir have to select Liviu Borlan or another festival instead of another one? So there are many, many aspects in a mentality for a choir. Într-adevăr, primul lucru e vorba de mentalitatea când trebuie să alegi un festival. De ce să alegi festivalul Liviu Borlan când sunt atât de multe festivaluri? Ok, there are some cities that are very, very easy to make a festival. For instance, if you can say, I have a festival in Venice, for instance, it's in Venice, it's very easy to make a festival because Venice is well known in every part of the world. Every person wants to go to Venice to see the city and singing. Sunt unele orașe care prin ele însele sunt foarte pregătite, adică anume făcute ca să fie festivaluri în ele. De exemplu, Veneția. Oricine ar vrea să meargă în Veneția. Când faci un festival acolo, e un succes garantat. Are un festival Veneția, coral? Yes, yes, I'm the artistic director of this festival. Oh. Deci există un festival coral și în Veneția și Andreea este director artistic și al acelui festival. Yes, în Veneția. I told this not to promote my festival. I want just because answering to your question. V-am spus asta nu ca să promovez festivalul meu, v-am spus ca să răspund la întrebare. So I want to say why a choir need to know by a mare that is not so well known like Venice or other city in the world. În acest caz e întrebarea, de ce cineva ar dori să cunoască și să viziteze Baia Mare, care nu e atât de cunoscută în lume ca Veneția? So this is an important question and and my answer is because in Baia Mare we can supply to the not visibility of the city with other, so with a good team, good organization, good places for where to stay. So I mean, what the answer is, there are many aspects to make a festival successful. And in my opinion, one of the reason because a festival is successful in Baia Mare is now is successful because this is a 7 year. Yes, seven year. Mm-hmm. Is because there are people like my friend Sasha and his team that are very clever in doing and promoting.
A fost destul de mare explicația, încerc să sintetizez. Sunt foarte multe motive în care un oraș care nu este așa vizibil ca Veneția poate să atragă datorită organizării, datorită condițiilor în care se stă, datorită sufletului prieteniei și multe, foarte multe aspecte care atrag, nu neapărat prin vizibilitatea orașului, atrag corle să vină la acest festival. Mr. Daughela, este și dirijor? Am reținut eu bine? Conductor also, London. Yes, I conducting three choirs. Children's choir, yeah. Children choir, music gymnasium, the new students choir two years ago starting. Au început și cu studenți. And 25 years church choir cantate Domino. Și de 25 de ani conduce un cor bisericesc de maturi. Cantate Domino. Da. Cât de mult înseamnă dirijorul pentru evoluția unui cor? How much represent in evolution of the choir the conductor? Again. You have a choir. Yes. The evolution of the choir in time. Developing, you mean? Developing, yes. How much this developing is related with the quality of the conductor? Developing of growing up the choir, why is it so, I mean, how is it related to the role of the conductor? What I think about... yes, the role of the conductor. The importance of the conductor related with the choir. No conductor must be leader. The first, but the leader, not strong leader, but leader from music, art, and outside goes from conduct your opinion about singers very nice, but singers. Un lider în artă, în despre cântărețe, cântărețe să aibă un feedback pozitiv. But conductor must be good professional. Dar dirijorul trebuie să fie foarte bun profesional. And to see your job not only with place, little place, but you must to see and listen in your country, outside country, outside Europe. You must listen all the world songs, choirs and singers, and what is and will be big celebrated, big good participating. Yes, că poziția ta nu trebuie să se limiteze strict la ceea ce faci în grupul tău. Dirijorul trebuie să recepționeze, să fie în contact cu ce se întâmplă în oraș, în țară, în lume, în toată muzica, să absorbă toată cultura, să o concentreze, să o poată transmite grupului său. Da. Și repertoriul contează în competițiile corale? How important is the repertoire in the competition? You ask me? For both of you. Yes, it's very important. Da, repertoriul e foarte important. Yes, but is maybe choir must think about yourself works. Choir can sing with difficult piece, but not can sing. And when we listen, trebuie să dai seama de nivelul de dificultate. Corul poate să interpreteze această piesă dificilă sau nu? Yes. And higher and higher level, choir must to goes every year. And your repertoire must be changes when. Not stay 1 year and 2 year in same repertoire. Yeah, și repertorul corului trebuie să evolueze în fiecare an. Nu poți să stai 2-3 ani cu același repertoriu. Yes. And different. Trebuie să fie și diferent. Trebuie să fie diferent și fiecare an să crească în dificultate. Yes, I agree with my colleagues. De acord cu coleg. And I want just to add a little bit to make wider this concept. Vreau să adaug câteva lucruri ca să fac mai larg acest concept.
And as my experience as a member of a jury, sometimes I listen to choir that bring very difficult repertoire and are not able to perform. În experiența lui, au văzut și coruri care abordează un repertoriu prea dificil pentru capacitatea lor de a interpreta. And sometimes there are choir that are bringing a more simple repertoire and they perform so well. So it's not important to make a show. So look how difficult is my repertoire. It's important to perform in a style in a good way. Și au văzut coruri care au interpretat perfect niște piese mai simple. Deci nu este atât de important să te chinui să interpretezi ceva care oricum nu ți iese în comparație cu ceva care dai și cânți foarte bine. And about changing the repertoire, it's very important because sometimes I listen to some choir, I don't want to say which country because maybe it's not polite, but that performing so well, so like a machine, like to push a button and the music starts, like a jukebox. But I can listen the same repertoire the next year and the next year again. So they are like a war machine, just for competition. They prepare a very limited repertoire and they perform and perform and they perform well, but they are not the good way. Are și exemple din cariera lui în diferite, foarte multe jurii în care au văzut, nu este politicos să spună țara unde a găsit un cor care în fiecare an a cântat același repertoriu, adevărat foarte bine, dar e ca o mașină limitată la o anumită suită de piese pe care le face ca o mașină și nimic mai mult. Și aici revenim la rolul dirijorului care trebuie să știe să aleagă repertoriul. And here we come back at the position of the conductor who must choose and develop the repertoire of the choir. Da. Te-aș întreba, Sasha Nicolici. Now you must translate because she asked me. Yes. We translate. Cum te simți tu la cea de-a șaptea ediție a festivalului Liviu Borlan? Păi, întrebarea este un pic superflu, pentru că mă simt la fel ca la prima ediție. Fiecare ediție este, de fapt, prima ediție. Ai altă componență, ai altă experiență, ai aceeași echipă, dar cu alt elan, ai o vârstă mai mare, deci nu poți să te simți decât la fel de bine ca orice tremur de început în fața unei flori care nu știi cât de frumos se va deschide mâine când va fi jurizarea. Uite ce poet, ce poetic ai vorbit! I spoke like a poet. How I feel in this 7th edition? He said, feel like a first one because each one is different. Each one is the same but different in the same time. And I don't know how will be the flower tomorrow during the floare albastră. Yeah, floare albastră. Da. It's floare albastră. If you came floare albastră, it's almost Viorica, it's her name. Blue flower. Viorica means violet. It's violet. Violet. Yes. Da, este foarte frumos să vorbim despre muzică. Muzica ne apropie. Muzica nu are nevoie de cuvinte, dar noi trebuie să folosim cuvintele ca să vorbim despre muzică. To talk about music. Music is very nice and music basically don't need the words, but we are obliged to use the words at this emission for our visitor. Exactly. Avem nevoie de cuvinte totuși. Oamenii care fac muzică ascultă muzica sau ascultă și cuvintele care însoțesc muzica? The people, the composer, the one who make music, listen only the music and also the words. Do you mean the composer? The composer. You mean is only thinking about the music or the word too? Oh, exactly. Oh no, opposite. In choral music, choral music is a text in music.
So the first important thing is starting from the text. If the composer doesn't start from the text, the composition will be not successful and good. În muzica corală este foarte important textul, pentru că armonizarea se face de la un text dat. Dacă nu pornești să compui pe un text dat, nu va fi o piesă de succes. La aceeași întrebare o să răspundă și Daughela, dar după un moment de publicitate. Okay. Îți place să stai lejer pe canapea? Naturlig, sute de modele de canapele și colțare te așteaptă în magazinele Naturlig. Vino să te bucuri de confortul tapiseriilor create în România. Te așteptăm în magazinul Naturlig din orașul tău și pe naturlig.ro. Naturlig, mobilier und decorațiuni. Preferi preparatele tradiționale sau rețetele moderne? Restaurantul Pronto îți oferă specialități pentru cele mai pretențioase gusturi. Preparatele proaspete, varietatea maximă, ambianța relaxantă și personalul profesionist și prietenos sunt ingredientele care îți garantează o experiență culinară de neuitat. Mănâncă sănătos și bucură-te de porții consistente la Restaurant Pronto. Restaurant Pronto. Mâncare ca la mama acasă. Clinica Someșan vă oferă servicii medicale la cele mai înalte standarde de calitate și profesionalism. Tehnologia de înaltă performanță, pregătirea de specialitate și calitatea umană a personalului clinicii Someșan ne recomandă ca o instituție medicală de prim rang. Clinica Someșan, respect și profesionalism pentru pacienți. Nici o prăjitură din lume nu are gustul și savoarea celor făcute acasă. Cu Mama's Cake vei regăsi gustul copilăriei în toate prăjiturile oferite. Vino și tu și prietenii tăi la Mama's Cake și odată ce ne-ai trecut pragul, vei dori să revii în fiecare zi. Mama's Cake, cea mai nouă cofetărie situată în Baia Mare, pe Bulevardul Unirii, numărul 7. Prăjituri făcute cu multă dragoste pentru tine! Ai venit la Hotel Magus. Camere confortabile, interior elegant și o echipă prietenoasă și bine pregătită. Hotel Magus, potrivit pentru o vizită de relaxare sau de afaceri. Sala de conferință este echipată într-un stil clasic cu dotări moderne și are o capacitate de 100 de locuri. Hotel Magus. Simte diferența! Depozitul 2 Mihai este soluția pe care o cauți. Materiale pentru construcții și finisaje, vânzări și consiliere, inclusiv materiale istorice pentru restaurări. 2 Mihai, împreună facem echipă! Cumpără cele mai bune moto-utilaje și accesorii pentru grădinărit de la Hect. Vino în magazinul situat în fostul ambient din Baia Mare și profită de cele mai bune prețuri la produsele de sezon. Beneficiezi de 3 ani garanție, servis rapid și de calitate, iar specialiștii noștri te vor ajuta să găsești produsul potrivit pentru aplicația ta. Hect, calitate din Cehia, prețuri accesibile și, ce e mai important, 3 ani garanție. Nou în Baia Mare. Cridor, magazin cu produse second hand import Germania. Oferta magazinului nostru acoperă o gamă largă de produse de uz casnic și uz gospodăresc.
decorațiuni interioare, porțelanuri, covoare, electrice și electrocasnice, dar și mobilier. Tridor, strada Fabricii, 21A. Întrebam înainte de pauza publicitară dacă compozitorul ascultă doar muzica sau este atent și la text. Am primit răspunsul domnului Angelini, așteptăm un răspuns de la Rolanda Asdaudela. Yes, I think that is words and music from choir music is very, very important. Cred că cuvintele sunt foarte importante în muzica corală. When choir sings without words, we listen what is instrument music. Când un cor cântă fără cuvinte, ascult ca muzica instrumentală. 27 years ago, Lithuania made a songs revolution. In this time was words is very, very, very important for our songs. Acum 25-26 de ani, când Litvinia a făcut într-adevăr o revoluție, cuvintele au fost foarte importante în expresia muzicală. And when is very really and important words from nature, from country, people when sing, more people when one time they cry. Vreau să fac o paranteză, make a parenthesis. Cred că ați văzut expresivitatea lui Rolandas când a spus aceste cuvinte. Aceste cuvinte spuneau cuvintele care însoțesc muzica și se cântă, cuvinte care au o importanță mare pentru țară, pentru ei, acești oameni plâng. And words in choir music and in music is a very big, very strong power. Iar cuvintele susținute de muzică au o putere extraordinară, sunt foarte puternice. All people, we have very different feelings, and music is very nice, but music without words is not very, very, very important. Noi avem diferite sentimente, fiecare, dar muzica, dacă nu are cuvinte, își pierde importanța. Yes. Da. Și dacă nu înțelegi cuvintele și totuși muzica transmite... If you don't understood the words and you listen to choir singing in a different language, what happened? Yes, but we saw in the people who sing and saw their feelings, saw their eyes, saw their conductor. Yes, chiar dacă nu înțelegi muzica, yes, tu vezi oamenii, le vezi ochii, le vezi trăirile, vezi dirijorul. And we see and listen that is very important for this choir and this conductor and this country. Și poți să vezi că aceste cuvinte sunt foarte importante pentru ei, că le trăiesc, sunt importante pentru țară, sunt importante pentru dirijor. I think that is music live. Muzica trăiește și transmite. Aici dăm voie să fac eu un mic exemplu. Vineri, I just have an example from 5 days ago. Am fost la Cluj, unde a fost un raliu internațional de mașini de epocă, foarte drăguț, bine organizat, și a fost invitată cu Armonia să facă un mic recital. Am cântat acolo într-un restaurant piesele folclorice ale noastre pe care le știți, le trăim exact ce spunea Rolandas, da? Știți cine s-au sculat primii în picioare și ne-au felicitat?
delegația maghiară, care n-au înțeles un cuvânt, au și spus, n-am înțeles nimic ce a spus, dar așa ați trăit ce ați cântat, că ne-ați impresionat. The story was in Cluj a few days ago, was a car competition, the old car competition, and Armonia was invited to sing there, and after we sing some folkloric song, local folkloric song, but we feel what we think, the first who come and say congratulations, we was impressed, was the Hungarian delegation, and said, we don't understand the word, but you feel and you, your music is alive. Exactly what you said. Acesta este exemplu. Da, da, foarte frumos. Și apropo de muzică, piesele sunt mai grele sau mai ușoare? Sunt pentru coruri mixte sau pentru coruri de voci egale? Uite, la festivalul Liviu Borlan, la cu cea de-a cincea ediție, s-au introdus în regulamentul de concurs, care era pentru coruri mixte, și evoluția corurilor pe voci egale. Pot să concureze ele? Ok, it's a question. There are good choir, medium choir, good difficult song, easy song, but there are different choir, mixed choir and the equal voices choir and the kids choir. Ok, for the fifth edition we decided to introduce in the Borlan Festival, Choral Festival, near the mixed choir also the equal voice choir. For Andreas it's already very well known, but how can be appreciated the different choir, equal voices and the mixed voices in the same competition? Oh, it's not difficult, because the parameters to be judging are the same. Parametrii pentru a judeca și a aprecia sunt aceiași. Vocal technique, expression, expresie, and fidelity to the score, performance partitura. Practice. So I think that it's okay, because every competition has different categories, not only one category. And for us judges, it's not a hard job. Da, sunt multe coruri care au secțiuni diferite, dar pentru juriu de specialitate nu este nicio problemă să aprecieze, indiferent de cor, aceleași parametri de apreciere. Agreați ideea? You agree? The idea? In my little history, in Kaunas, in Lithuania, I made 2-7 years festivals. And in our history is a Grand Prix to take girls choir near mixed good, really good choirs. But Grand Prix to take girls, little girls choir. What is it? It's narrow, it's narrow. Ok, în istoria lui mică, mare, în competiții cu un cor mare, de bună calitate, mixt, a pierdut trofeul în fața unui cor de fete. Problema este nivelul corului. Acele fete au avut alt nivel. Deci nu există niciun fel de problemă să fie împreună. Nivelul contează. Ce contează cel mai mult într-o competiție corală? What is more important for you in the choral competition? Strange question. No, it's a... It's not strange, because probably there is not one answer. Maybe something that could be not so, maybe important for me is not, maybe not so important for other people. Probabil că nu este un singur răspuns. Ceea ce e foarte important pentru mine poate să nu fie important pentru altcineva. But your question is from which side? From the side of a choir who is participating, or from the side of the organizers? Din ce punct de vedere? Din punct de vedere al participanților? Sau din punct de vedere al organizatorilor? From the side of the participants. I think that it's not... it's a mix, like I told you before at the beginning, it's a mix of things. Sometimes it's not the pride, is not the most attracting things, because I know there are some competition with a very rich prize, very rich, I mean thousands of euros of prize, and other competition that are maybe just awarding a diploma, and I don't think that is the first case is more successful in any case. Sunt multe aspecte. Eu nu cred că
acele competiții unde premiile sunt foarte mari, cu multe mii de euro, să atragă. Sunt unele festivaluri în care o simplă diplomă și atrage foarte multe coruri. I think that it's very important also to be a very serious and professional jury. This is a very good aspect. Cred că este foarte important să fie un juriu foarte serios, foarte profesional. Acest e un aspect foarte important. Because the choir come in a competition to be judged, to be judged. So if the level of the jury is not outstanding, also there is something that is not so in line with the real value of the choir. So this is to have a very good jury is one of the most important. Deci juriul nu trebuie să fie în linie cu corurile. Juriul trebuie să fie foarte profesional, foarte obiectiv și să-și facă este foarte important ca acest juriu să existe la nivel foarte înalt. Rolandas, for you? I think that my colleague, yes, is nice of him. Colleague, mi-a apuntat bine. Every festival have different rules. Fiecare festival are reguli diferite. Every countries have different place. Fiecare țară are locuri diferite. One person, our colleague, to say the festival is not very difficult to make, but difficult situation that comes in the festival more and more choirs from different countries. From then in this time our people when they live in Lithuania, in Romania, can listen a different country's music and different countries choir. Listen Romanian choirs, yes? Mm-hmm. Romanian music, Romanian composers, and Liviu Bănan. Ok, thanks. Nu este foarte, foarte greu să faci un festival. Este foarte important ca aceste festivaluri să atragă coruri, nu numai locale, ci și din alte părți. Să se facă interferența muzicală între corurile din afară și interior, corurile din afară care vin să asculte muzica românească a lui Liviu Borlan și invers. Să se întâmple această transfuzie culturală. După cum se știe, trofeul Liviu Borlan este câștigat de corul care interpretează cel mai bine și cel mai fidel o piesă de a lui Liviu Borlan. La primele 5 ediții, trofeul a rămas în România, la cea de-a 6-a, trofeul a plecat în Bulgaria. Semn că piesa lui Liviu Borlan a fost foarte bine cântată de un cor din Bulgaria. The trophy of the festival, we don't talk about the first two, three prize, the trophy, Borlan, Liviu Borlan trophy, it's the best interpretation of the Borlan song. The first four or five edition, the trophy was won by the Romanian choir, but last year was gone in Bulgaria. Okay, but you know, I say in Romanian after that I translate for you. Acu 3 ani, trofeul Liviu Borlan a luat o formație din care jumătate din coriști nu vorbeau românește. Cred că aproape toți. Nu, jumătate nu vorbeau românește, dirijorul vorbea foarte bine. O formație din Undorheiu Secuiesc a interpretat perfect și când au fost anunțați că au luat trofeul, nici măcar nu s-au scoat în picioare, nu le venea să creadă. Dar juriu, pentru niște tot felul de percepții greșite, naționaliste și așa mai departe, și-au luat trofeul și-au intrat pe scenă. A fost un lucru extraordinar. Și-au cântat românește. Da, Liviu Borlan. Four edition ago, one Romanian choir from Hungarian majority of the people, okay, they win the trophy, but half of the member of the choir was only Hungarian speakers, and they took the prize. When they was announced the winner, they doesn't move, because they coming here said, okay, because we are Hungarian, you know, nationalist idea, they think it's impossible to win.
they don't react it when they was invited on the stage for the first prize, okay, for the trophy, special, for the, special prize trophy, okay, and the rules they are to sing piece what you know from Liviu Borlani if you win the trophy, but their performance was different. Why? Because they don't imagine can be winner and they don't took the wood token special from this. And când au fost chemați pe scenă, au fost atât de surprinși, nu se așteptau nici cum să ia acest premiu și au cântat altă piesă decât piesa lui Liviu Bolan cu care au câștigat și după care s-au scuzat. Nici prin cap nu ne-a trecut și nu am adus cu noi toaca cu care trebuia să cântăm această piesă. Legendă în lemn. This is a good speech and we can open, I think, hours and hours of talking, because sometimes we tend to think that music belongs to some ethnic groups, no? For instance, so what I should to say, I'm Italian, so it's like I think that only Italians can sing good in Latin, for instance, mm-hmm. no? Mm-hmm. I think that the music belongs to the worldwide community, not to one country, and this is the magic of this. Acesta ce v-am povestit, spune Andreea, este un exemplu extraordinar ce se poate întâmpla în interiorul muzicii, cât poate fi de universală. El a crezut că numai italienii pot să cânte bine în latină și a văzut că, într-adevăr, se cântă în latină foarte bine în multe alte cori. Aceasta este magia muzicii. Da. Revenind la surprizele pe care le face festivalul Liviu Borlan, am văzut că la workshopul care va avea loc sâmbătă, membrii jurului vor lucra cu corurile. Fiecare își va alege un cor și va lucra cu ele. Este bine? Este foarte bine? Sorry. No? It's wrong. De data asta, ziarista din tine, foarte bine informată de obicei, amestecat lucrurile. Ce? Surprizele sunt un lucru în festival și workshop-urile sunt altceva. Da. She said about the surprises in festival and after that she asked about workshop. The surprise is one thing and the workshop is different thing. Okay. Okay. So the question was this edition, the workshop have a very interesting aspect. Each member of the jury, no, the man from the jury, yes, because ma'am. We have two ladies, mm-hmm. okay, will be for half an hour conductor of one of our participant choir. Fiecare membru al jurului va fi pentru o jumătate de oră dirijor al unui cor participant. Când și le aleg? Sau le-au ales deja? When you choose the choir. She don't know. I mean, how I can assign this piece to a member of the jury? Yes, it's not now. I try to give this course for just a different area of a language. For instance, our colleagues, Raul Talmar, will be work with a piece of Italian madrigal. Deci piesele au fost împărțite acum mai bine de o săptămână pentru membrii jurului din străinătate, Andrei Angelini. Piesele corilor străine. Și chiar lui Roland a zis, am încercat să-i dau, spune Angelina, am încercat să distribui ca director artistic, să distribui piesele la fiecare în afara zonei lui clasice de muzică. Deci pentru Roland i-a dat o piesă italiană. Yes, for me. Wow. To me, there is a goal. I know about it. But this is a good of music. Ce cor va dirija? What choir you? My choir from Bulgaria. Montana. Corul Montana din Bulgaria, cor de bărbați, care interpretează o piesă italiană. Și spune, pentru el asta a fost într-adevăr o provocare. Acum două zile și jumătate s-a uitat la prima dată la această partitură. Dar va fi interesant, vă garantez, sâmbătă dimineață va fi un regal de maestrie dirijorală și interpretativă în același timp. Acum, ziaristul din mine, că tot m-ai criticat că am amestecat surprizele cu lucrurile știute,
Cum, a cui a fost ideea? Who have this idea? Ca totdeauna, ideile din afară par mai trăznite, deci trebuia cineva din afară să vină cu ideea asta, așa că am propus-o eu. Dar, bineînțeles, a fost imediat îmbrățișată de Andreea și de Voicu. Amândoi au zis, domnule, e o idee foarte bună și, într-adevăr, va avea efect asupra publicului și a corurilor participante. De exemplu, eram undeva în țară, într-o terasă, când l-am sunat pe Andreea, nici nu știu unde era, că nu era acasă, era undeva la un festival. I was on the terrace somewhere in Romania. When I call you, and it was start the idea, and I think so. You wasn't home. You was somewhere else, yeah, not somewhere, in Italy. No. And you said, okay, good. Please write me the data. Okay, e în regulă. Trimite-mi detalii. Așa a apărut ideea. That was starting the idea. Yes. That was the okay. And after that, I coming with the idea. I said the professional must solve it. Ai omit cu ideea și profesioniștii trebuie să ducă la capăt. Da, va fi interesant oricum. Pentru că ne apropiem încet, încet de finalul emisiunii. V-aș ruga, pentru că tot am vorbit timp de o oră despre muzică, ce înseamnă muzica pentru fiecare dintre domniile voastre? Wow. Because we are almost at the end of the emission, yes. After almost 1 hour talking about the music, please, let's tell to our lady and to our spectators, what means music for each of you? Music. Music is a status for me. Musica este un statut. Status. Not a status symbol, but I mean a way to be. Nu un simbol, ci un fel de a fi. In my opinion, I couldn't be without music. În opinia mea, nu cred că aș putea exista fără muzică. Because it's not something that fill my life, but it's a part of my life. Nu este o formă de a simți, este o parte din viața lui. It's a pity because some people think that music is only like some noise you can listen maybe in some mall or supermarket, like ambient music. Din nefericire, sunt unii care cred că muzica este ceea ce poți să ai umplutură într-un mall ca o muzică ambientală. But when someone asked me this question, I want to remind that probably at the beginning of the world it was some music, because when the stars, you know, for who is religious think maybe differently, but I'm religious, but I think that this music is connected with the universe, and the sound of the universe is like something that is music. We live in the music every day. Eu cred că geneza universului constă în sunete, este o muzică a stelelor. Chiar dacă este religios și crede în muzica aceasta, dar universul are muzica proprie în care noi trăim. And finally, I think that it's not important which kind of music we listen. There is not a music more important than another. I don't want to say that classical music is more important than jazz or pop or rock or something. But what is important is that the music has to be something that belong to us and make us better in relationship, in living with others, and it's something very connected to the human behind. Și nu cred că genul de muzică pe care îl ascultăm, clasic, pop, rock, jazz, e foarte important. Este important ca acea muzică să ne facă să venim în contact, să trăim mai bine cu ceilalți. Rolandas, în 5 cuvinte, descrie ce înseamnă muzica. Few words, what mean music for you? I think that people can't live without music. Cred că oamenii nu pot trăi fără muzică. Music for me is is my life, my job. Muzica este my professional. I born and listen music. Maybe death not listen, but music after I think what will be. Cred că muzica și după ce mor va exista.
Rolandas Găudete, îți mulțumesc. Andrei Angelini, mulțumesc frumos. Sasha, mulțumesc pentru ajutor și pentru completări. Mulțumim și telespectatorilor și invităm vineri și sâmbătă de la orele 16 la Casa Tineretului și sâmbătă la Biserica Sfânta Cruce să asiste la ore de muzică excepțională. O seară bună în continuare, la revedere! La revedere! Mulțumesc! Noapte bună! Cu plăcere!